Calmează-te, frate, că nu se întâmplă nimic. Lasă-l pe Gage. Rău. Hai, Gage, aici. O veni femeia pentru tine, vrea să te recucerească. Gage, da, frate, dar nu. Înainte să te așezi, avem un dans al nostru. Vrei să-l... Hai. Wow. Punem în aplicare. Hai, hai, să-l încurajăm, hai să-l încurajăm. Sărută, mireasa! Yeah. Ha, deci ei pot... Dansează? Pot pleca și direct acasă, nu? Bun. Eu te plânge! Cu ochii în lacrimi. Gagea, noi nu ne așteptam să, bă, să fie chiar așa situația dintre voi și așa... Adică avem o problemă cu ei, cu sonul. Da, ți-l pe mâine. Ți-l pe mâine, că eu nu dau seama cât de mult ai suferit, sincer. Nu neapărat cât a suferit, bă, de sensibil e și cum cred că a iubit-o. Și cred că Gagea, de ce se încoivește. Cât timp a fost voi? Aproape 2 ani, făceam pe 22 iulie. De ziua mea. Voi vă dați seama că suntem martori la o poveste extraordinară. E super. Deci ce văd acum pentru prima dată. Deci, deci el a venit în casă de super și a venit după el și a... Uai. Auzi, dar lacrimile tale de ce, de ce sunt? Asta l-am întrebat pentru și eu. Pentru că melodia asta e melodia noastră. Ok, am înțeles, dar sunt lacrimi de fericire, de supărare, de... Tu te bucuri că ea e aici? Aș fi nebun să zic că nu mă bucur, dar... Crezi că nu-i momentul? Nu ți se pare un fel, gest? Wow, lacrimi, mă, Gagea, lacrimi, că femeia... Încă o dată mi-a dovedit că te foarte, mult, foarte multă dragoste din partea ei pentru mine. Păi, dar stai puțin, el a intrat aici. De ce ai mai intrat la gândul la fost? Dar nu știu, ne-ai păcălit? A zis a, că el la viața s-a despărțit de ea și că a iubit-o... Avea două luni de când s-a despărțit, da. Și a zis păi că s-a despărțit de împărație. Și că noi când îi spuneam că a venit degeaba și când îi spuneam că am atacat, mi-a zis că sunt eu și azi când îi zisei că atunci cu voi a plâns pentru fost, a zis că nu, nu... Dar și voi credeți că nu i-a scris ea? De ce? Nu cred. De ce mai mai judecat Gagea că sunt nu știu cum dacă tu plângi după ea în fața noastră? A, mai e Rebecca rău tot ceasă oare? Sau realistă? Păi nu, dar el cum putea să vină aici să fie cu altceva dacă el păi avea sincer, sentimente cum poți să fii aici dacă tu ai sentiment? Nu mai atunci trebuie. Înseamnă că este cum a zis Sebastian și că cum? El a venit doar pentru faimă și afirmare. Păi și acum de ce plânge? Sau e un plan de lor? Eu cred că ea n-a mai suportat. Că am început să sărim, adică eu, pe el, gen la modul că... Nu s-a dat. Cu ce ai sărit tu pe el? Nu s-a dat. Bă, da, voi realizați o secundă că, indiferent că tu ai venit sau nu, bine, că ai venit sau nu, că ai venit aici, voi puteți să vă despărțiți de tot, la modul ăsta. Adică... Dar sunt conștientă, dar eu când am înscris, am luat în considerare mai multe situații, nu doar că vin și o să fie ok și să ne împăcăm. Adică pentru ea, oricum, ăsta este cel mai bun lucru pe care ar fi putut să facă pentru ei. Dar mai rău acum... decât despărțirea pe care o au deja nu are. Acum că ea a venit și
Se vede clar că te-ai emoționat și așa. Voi o să reluați din punctul ăsta relația voastră sau o să mai stați? E clar. Tot așa, separat. Dar știi ce vreau eu să întreb? Crezi că motivul pentru care n-ai putut, că eu cred că n-a fost nicio apropiere reală, din punctul tău de vedere. Motivul este Alexandra? Spune-mi, repet. Pentru care nu te-ai apropiat de nicio fată. Real, este Alexandra? Ținând cont că în ultima perioadă ai mărturisit în Camera Roșie Robertei ca și cum că-ți place de ea. Da, mă, dar nici nu a avut de cine, adică nu a fost... Gagea, te rog să răspunzi la... Acum ce să zică și el, mă? Și dacă pleacă el și rămâne ea? A, asta e tot ce... Dacă ce? Dacă pleacă păi cum adică dacă mai se fi? A venit păi dacă se iubesc, ce caută pe aici? Pe cine mai caută? Și el ce-a păi fost a venit, la bun început? A venit să recucerească. Păi și lasă Giulica să recucerească în afară. Da, ce el a crezut, ok, el a crezut că i-a trecut de fost, a venit aici să-și dea o nouă șansă. Văd că el, între timp, și-a dat seama când care sentimente pentru ea. De ce nu și-a cerut eliminarea? Și de ce oricum ținea cu dinții să rămână? Că de fiecare dată eu înainte de gală zicea. Sau poate pentru că știa că o să vină fosta lui și acum știa, o să fie cuplul ăla de 2 ani care deja se cunosc. Mamă, frate, a acceptat-o, vine ea, eu plec, mi-o ia altul, stai să rămân să mă găs pe aici, păi Rebecca, Roberta, e. Ah. Organizat! Ah, câte filme! Păi, un film foarte adevărat. 100% așa e. Da, dar plângea. Păi, da, nu-i corect, așa cum puteai să vii și tu cu fostul, hai, și tu, și tu, și tu, și eu, și ea. Aduce-l tău spune. Dar cum putea să plângă acum, așa, cât de acum plângi în grădină. Ei, îți dai seama. Mare chestie să plângi. Voi v-ați despărțit și după cât timp te-ai înscris la emisiune? Cred 2 luni am fost. Două luni? Și tu în astea 2 luni ai încercat să recucerești înainte să intri în emisiune. Nu, eu n-am vorbit odată când am vorbit, hai să nu ne mai căutăm, exact. Că ne face rău. Da, fii atentă. Te-ai gândit vreodată că poate s-a înscris dinainte să se despartă de tine și în momentul când a fost chemat să despărți ca să poată să vină? Nu, că afla. Simți că a făcut-o ca să-ți facă ție în ciudă cumva? Nu, dar nu prea poate fi vorba de așa ceva, pentru că nu prea... ar avea cum. Dar oare tu, dacă nu-l vedeai la televizor că interacționează cu alte fete, cum să zic, făceai pasul ăsta, pentru că a zis că da, dar astea 2 luni nu l-a făcut. A zis că da, păi a zis că am întrebat Cosmin, fii un pic mai atent. Păi dacă a zis că ea era el, dacă se uita la tine, dar astea 2 luni, păi fii atent, Cosmin, nu l-a făcut. Păi fii atent, fii atent, fii atent un pic la discuție. Nu, n-ai fost atent la discuție. Femeia a zis că trebuie, păi a zis că nu asta mai mult de 2 luni, că trebuia să tragă niște concluzii, să se învețe din greșeli și așa. Da, asta zic. Eu cred că ea, dacă ar fi încercat iar să-l caute în perioada asta de 1-2, cred că probabil s-ar fi gândit că va fi respinsă, probabil nu. Da, nu așa asta. Și am zis să nu grăbesc lucrurile, cel mai bine timpul le rezolvă pe toate. Alexandra, excluzând faptul că e Gage aici, ce băiat îl vezi așa mai pe stilul tău? Fizic. Nu poate fi vorba de o a doua variantă, eu am doar o variantă, în cap tot timpul în orice decizie. Bravo. Bravo. Chiar vai, nu se... Bravo, din partea noastră e nota 10 pentru intrare. Bravo, Gage. Patrick, liderul să o conducă pe Alexandra în cealaltă casă. Haide. Nu mai bine o conduce Gagea. Întreabă producția pe mine, că nu sunt din producție. Nu. Duce-te, eu îmi pup. Pa, Gagea. Frate. Doamne, Alexandra. Da, sunt capabilă de mult. Ești tank. Păi, ce Gagea, mă, băiat? Mamă, ce șoc. Te-ai trezit? Bă, frate, așa ceva. Păi cum? Mă uit și văd o fundă în mână. Mamă, cred că eram primul care m-am întors, frate, așa. Direct, nu știu, nu mai știu ce m-am dus pe încolo. A făcut ca lumea. Nu mai știu, frate. Mamă. Dragilor, ea este Alexandra. Mulțumesc! Ați primit vreo conexiune sau ceva? Nu, Patrick! Pa, poți să pleci! La treabă, Giulia! Lasă mâncarea! E treaba mea! Ștefi, uită-te! Și de ce a venit tu? Pentru tine, Patrick? A venit pentru tine? Da! Bună, Maigan! Dacă ai venit pentru Patrick, eu sunt problema! Nu am venit pentru Patrick! Ce rău îmi pare! Alexandra, îmi pare bine! Alexandra, îmi pare bine! Alexandra, îmi pare bine! Alexandra, îmi pare bine! Giulia, pare Alexandra, îmi pare bine. Alexandra, încântată. Bine ai venit. Unde vrei, de fapt? Sau... Da, mulțumesc mult. Vrei un par cu apă? Da, poți să-mi pui, te rog.
I-au zis că oricum avea în minte, îl avea în minte și în inimă. Okay. Adevărat, n-avem de unde să știm. De ea vezi, știe eu cel mai am bine. Întrebat. Da, dar a părut destul de sinceră. A părut destul de sinceră, dar într-adevăr. Poate dacă nu e așa, poate e o foarte bună mincinoasă, dar eu stau și mă întreb acum. Mi-a exprimat foarte multă sinceritate. Ok, întrebarea e, dacă nu-l vedea la TV, că interacționează cu alte fete și că a venit la emisiune și bla bla bla, apărea, cum să zic, ea zice că avea deja dorința asta de a-l recuceri, dar făcea pasul ăsta. Bă, dar poate nu neapărat. Sau stătea ca în alea două luni. Poate nu, neapărat că a făcut asta, că l-a văzut interacțiunea. Poate s-a folosit de asta să vină și în casa iubirii, să-i bucure de experiență, nu? Păi da, dar ea zice că a venit să-l recucerească pe el. Păi și tu ai venit să rămâi? Nu, am venit pentru el. Probabil când el va părăsi competiția, nu pot să dau acum un răspuns, da, plec și eu sau nu plec, dar momentan... Dacă vine pentru el, n-ar trebui să-și plece. Dar nu știm ce parcurs o să aibă totul aici. Eu momentan îl am pe el în cap și l-am avut. Tu iei în calcul și varianta că poate o să găsești pe altcineva? Păi dacă a spus că nu știe momentul când o să plece el, dacă o să plece și el... Nu știu nici ce parcurs o să aibă el aici. Poate nu-și mai dorește nimic.